acest proiect extraordinar, cel mai important de după 1990 cu siguranță, dublarea teritoriului municipiului Buzău, unde? Exact acolo unde, probabil în maxim 3 ani de zile, vom avea bucata din autostrada A7 Ploiești-Buzău. Acest lucru va ajuta mult, așa cum spunea și domnul senator, nu numai municipiul Buzău, ci tot județul Buzău. Bineînțeles că s-a întâlnit pentru prima dată puterea de la Buzău, pentru că ei sunt în opoziție, se consideră tot timpul în opoziție și doar critică, și au criticat acest proiect, încercând să aducă tot felul de argumente puierile. Faptul că vom avea autostradă la mijlocul orașului. Înțelegem foarte clar, Țintești se va dezvolta și fără Buzău. Pentru că bucata de autostradă despre Bogonele, satul din comuna Țintești, se va dezvolta și ea. De ce să nu facem și Buzău va fi că l-are vecina acolo, dar fizic autostrada trece pe acolo, nu mai schimbă nimeni traiectoria. De ce să nu profităm astfel încât să punem în valoare, reglementând totul de aici, de la Buzău, astfel încât să avem o dezvoltare armonioasă. Împreună cu comuna Țintești putem avea peste 1000 de hectare pe care reglementate, că prima întrebare care o pun acest băieț, Buzău nu are pământ, vorbesc de municipiu, comuna Țintești nu are pământ. De unde luați pământ pentru treaba asta? Noi suntem în capitalism, nu suntem în comunism. În comunism, pentru generația de astăzi născută după 1990, toate pământurile, toate teritoriul, tot teritoriul era al statului. După 1990, bineînțeles, au fost tot felul de reforme, s-a dat la privați. Noi putem, prin legea locală, legea teritoriului, care se numește Plan Urbanistic General, care va avea putere de lege trecută prin Consiliul Local, să reglementăm că cele 1000 de hectare posibil de dezvoltat economic Buzău și județul Buzău vor fi numai dezvoltări de industrii, de centre logistice. Și nimeni nu are ce face. Iar oamenii care încearcă să cultive acolo pământul vor plăti foarte mult dacă încearcă să rămână agricultori în continuare și nu își vor da pământul contra cost, bineînțeles, marilor investitori. Noi nu mai avem teren pentru investiții majore în Buzău. Fie el public, mă refer la un spital municipal, sau fie investiții private de mare anvergură. Deci sunt sigur că buzoienii vor fi convinși că ăsta este un proiect adevărat, ne vom bate pentru acest proiect, vom începe și o campanie foarte serioasă, dar până atunci, de informare, bineînțeles, și vom convinge și pe buzoienii din municipiu și pe buzoienii din cele patru sate, Odaia Banului, Pogonele, Maxenu și Țintești, din comuna Țintești, astfel încât cele două sărăcii puse între ghilimele ne vor aduce foarte mare valoare în timp.